186, aliniatul 1, litera B, articolul 197, aliniatul 1 și articolul 200 din nou G, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Comunal în ședința ordinară datată de 29 august 2023, orele 16:30, la sediul Consiliului Local Comunal Cașin sau online prin aplicația Zoom, cu următoarea ordine de zi. 1. Depunerea jurământului de către Consilierul Local Suplian Alexandru, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Unești. 2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadrul pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii, pentru derularea măsurilor educative de UAT, Comuna Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general actualizat la fața pentru obiectul de investiții de reabilitare moderată a clădirii sala multimedia din incinta școlii gimnaziale de locul Mănăstirea Cașin, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, investiția 1-3, reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii de către unitățile administrative și asume, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 4. De hotărâri de primire cu fondul bugetului local și modificarea listei de investiții pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Mănăstirea Cașin, din localitatea Pârfulești, Scutaru și Lupești, județul Batou. 6. Diverse. Materialele înscrise pe proiectul ordin de zi se comunică secretarilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Articolul 3. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, pentru avizarea proiectului de ordine înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt Comisia 1 pentru Programele de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privată Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Comisia 2 pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Atenție Sportive și de Arecument. Comisia 3 pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor. Articolul 4. Asupra proiectelor de hotărâre au luat dezbateri generale și practicole. Consilierii locali precum și alți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau formă. Amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea în care au fost formulate. Articolul 5. Secretarul Comunei răspunde de deducerea la îndeplinirea prevederilor prezente în dispoziții. Articolul 6. În cadrul prezentei dispoziții se poate face contestații de cei interesați în condițiile legii contenciosului administrativ, numărul 554 pe 2023 și completările ulterioare. Articolul 9. Prezenta dispoziții va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștința publică prin afișarea semnului primăriei și se va proceda la transmiterea acesteia în vederea afișării pe site-ul instituției. Ședința este publică, semnează prima linie Adriana și a fost delegalitate, doamna secretar general, Iudela Irini. Acestea fiind scrise, o să permite să pun la... să supun aprobării procesul verbal de la ședința anterioară. Vorbesc că l-ați... Ordinea de zi. Ordinea de zi. La ordinea de zi. Supun aprobării ordinea de zi. Citită, da. Cine este pentru? Este ceva potrivă? Să abține ceva? Mulțumesc! Acum sunt în aprobării procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Este ceva potrivă? Să abține ceva? Nu. Prin urmare, trecem la primul punct din ordinea de zi. Și anume, depunerea jurământului de către Consiliul Local Suplian, Mihai Alexandru, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Unești. Deci, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și
Doamna secretar, vedeți cum funcționează online-ul? Nu știu. Eu am deschis. Da? Da, eu. Întotdeauna a făcut Consiliul Județean această achiziție. Despre asta vorbim. Și ca și anul acesta, tot ei au posibilitatea și toate pârghiile necesare, pentru că e un acord cadru prin care nici școala, nici primăria încă nu am avea competențele necesare. Împotrivă, avem competențele necesare că avem contracte mult mai mari la nivelul atelierului decât cornușul atelierului la școală. Da, este un lucru asumat deja de Consiliul Județean prin care ei fac la nivelul școlii. Da. Dacă vrea cineva să discute? Eu nu știam. E posibilitatea asta de stabil în Consiliul Județean, pentru că nu am mai văzut. Domnul Roșu, asta a fost în 2021 și 2022 și în 2020. Am avut postare pe Facebook, că-ți corupția în sensul ăsta din cauza asta. N-am avut. Deci asta, dacă vă uitați în fiecare an, s-a aprobat și este o achiziție la nivelul județului. Da, eu am înțeles că cineva trebuie să asume responsabilitatea așa. Oare aveți impresia că Consiliul Județean nu-și asumă responsabilitatea pentru copiii județului? Având în vedere că este aici o zonă care trebuie aprovizionată de un furnizor din asta pentru mai multe localități, doar atât vreau să completez, îi spuneam, doamna poate cineva de la școală să fie cel care verifică calitatea și este bănuiesc că administrat. Avem o vedere ca produsele să ajungă conform graficului. Și în cazul anul care ai văzut, nu aveți cont și lapte. N-ați avut an când copiii au primit aceste produse? Nu. Sau mai există situații când au venit la venit să zic. Dar la fel nu. Ai zis să poate consumitul? Da, da. Au existat produse. Mai trebuie să vorbească cu tine, domnul Gheorghe. Dacă un lucru bun, anume să asigurăm aceste produse din cadrul fermierilor comuni, ar fi un lucru extraordinar să mănânci la proaspăt și mult. Problema este că nu putem asigura pe tot timpul anului, fluență. De asta s-a procedat tot timpul, s-a dat la Consiliul Județean. Pentru că ei au și pârghiile de controlat, furnizori, și nu vrem să îmbolnăvim copiii. Ar fi extraordinar să putem să vendem legume de la domnul sau să dăm lapte la producerea ta. Nu e și mi-a sigur, în primul rând. Sunt abonat. Eu copiii care se apărână lapte. Domnul, stai, numai o secundă. Nu este nicio problemă. La sfârșit veți avea dreptul să vorbiți și vă veți simți părerea, da? Copiculeți, astea sunt drepturi. Nu e cam tardivă, bănuiesc că am înțeles că deja s-au organizat licitații.
nu s-a organizat, pe mine consiliul de exam m-a sunat, fiindcă păi, da, trebuia și le-am spus cu adăugă. Da, dar i-am și tot noi am și spus că în fiecare, dar nu se potrivește niciun mate de strategie, dacă s-ar trebui, chiar mă gândeam, cum a fost o grupță aia de lapte de la alu Doileț, acolo sunt bucherea lapte, perfect. O fi fost atât a lucrat, e corect. Dar am fi avut. Mai este cineva care dorește să vorbească legat de acest subiect? Mai vorbește cineva legat de acest subiect? Nu, dacă mai sunt discuții, supun la vot. Neasumare responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru privind achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT. Cine este pentru? Este cineva potrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Trecem la punctul al treilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a tehnicului general actualizat la faza PDH, pentru obiectivul de investiții reabilitare energetică moderată a clădirii sala multimedia din Incinta Școlii Gimnaziale numărul Mănăstirea Brașii, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local. Investiția 1.3, reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrative teritoriale, precum și asume, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Noi am semnat un contract de finanțare cu PNRR Comunitatea Secer în luna decembrie, în urma întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea sălii clădirii din lângă școală. Un lucru pe care ne l-am dorit, dacă vă aduceți aminte, pornim la reabilitarea căminului cultural. Când am realizat căminul cultural, nu-l putem reabilita datorită problemelor tehnice și materiale. Ne-am pus atenția pe clădirea de lângă școală, care, în urma reabilitării școlii, trebuie să recunoaștem că arată destul de ciudat lângă școală. Când am făcut atunci recepția, domnii de la ISC chiar mi-au și spus că am ridicat problema că nu avem să prin proiectul școlii întocmit înainte. Și atunci domnul de la ISC a zis, puteți reabilita clădirea din lângă școală și puteți să-i dați destinația de sală de sport. În acest moment, noi, clădirea de acolo se cheamă Sala Multimedia. De asta găsiți în denumirea clădirii Sala Multimedia din incinta școlii gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașin. S-a luat prin achiziție partea de proiectare și execuție lucrării. Proiectul tehnic a fost întocmit de Secer Radnic Design SRL pentru obiectivul de investiții. În urma obiectivului a rezultat un alt, în urma proiectului și a procedurii de achiziție, a rezultat un alt deviz general actualizat la faza PTH. După cum puteți vedea, noi am făcut toate demersurile pentru autorizație de construire, pentru demararea cât mai rapidă a lucrărilor din punctul de vedere al faptului că în curând va începe școala și îmi doresc ca prin jurul școlii să fie prin jurul construcției acum, în momentul ăsta când se demolează, să nu fie copii în curtea școlii. Fapt pentru care astăzi deja s-a dat ordinul de începere a lucrării pentru constructor.
Așa că avem încă o construcție care, în scurt timp, va arăta într-un mod civilizat, ordonat și elegant. Doriți să vă aduc proiectul tehnic, să vă uitați pe el, nu am nimic împotrivă, este în sala din față, veniți în alt zi să vă uitați. Nu, ne zic că e ineligibile, deci e oră. Așa că e ineligibile, avem suma de... Astea sunt spuse de la SECTE, domnul. Cum? Astea sunt trecute prin aprobarea contractului de finanțare. Nu, ați auzit. S-a auzit, da. Pe, dar le-ați avut, nu? Aveți aici. Nu am găsit anexă. Nu ați găsit anexă? Eu te-am găsit anexă. Nu, dar este aici, de vizul total. Și asta de sub bava, de fumat de tal? Nu am găsit, posibil, și tot și eu. Deci asta e de vizul total. Și trebuie să fie în capitolul respectiv, care sunt mai vizibile. Construcții și instalații eligibile avem 301.810,39 fără TVA, cu tot cu TVA 359.154,36. Iar neeligibil avem 115.100, neeligibil 162, cu, fără TVA, 137.000 cu TVA. Asta este suma dată prin contractul de finanțare. Deci, la reabilitări, la orice fel de reabilitări, pe componenta 10 sau pe componenta 5, dacă veți citi ghidul de finanțare, veți găsi ce cheltuieli sunt eligibile și ce nu sunt eligibile. Dacă vă deranjează că am renovat o clădire a comunei, să înțeleg. Vreau să văd doar cheltuielile neeligibile. Ce înseamnă cheltuielile neeligibile? Atât doar. Da. Nu mai trebuie să asume. Toate mă trebuie făcute, nu s-au făcut nimic. Eu zic că... Da, nu am găsit eu e partea aia. A, dar e un demis. Da, e un demis. Da, chiar acum și eu. Că de exemplu aveam un demis general, un demis cu neeligibil. Nu mai înseamnă eu ce înseamnă cheltuielile neeligibile la cheltuielile. Dar din cheltuielile neeligibile, sunt cele care nu sunt finanțate prin proiect. Adică sunt pe care și le-a asumat deja Consiliul Local într-o ședință anterioară semnării contractului de finanțare. Vreau să văd care sunt alea și nu le-am găsit. Am înțeles. Lasă-mă, e și un vor nou. Mai dorește cineva? Este bine că se reabilitează clădirea aia, era singura care nu se ține reabilitată în curtea școlii. Ar fi fost mai bine, vă spuneam eu, dacă sala pe adevărat era toată suprafața clădirii, deci dispărea pereția aia, mai da, spunea că aproape era o sală de scol. Așa. E adevărat, dar și a fost construită clădirea și este zis și este zis de sprijin. Deci nu putem să ne trezim cu acoperișul capul copiilor. Și atunci construcțional și proiectantul ne-a spus că nu putem renunța la acel zis. Și noi, amândouă, cred că la început am gândit că va fi așa. Din păcate, când a venit expertul, a spus că nu va atinge acest stâlp, că este perete de rezistență. Da, mai dorește ceva? Da, vreau să spun că această sală poartă denumirea de sală multimedia pentru că ea a fost cândva reabilitată și s-a dat denumirea de sală multimedia. S-au pus acolo niște un calculator, pe când nu existau atât de multe. A fost un proiect prin 2006, PIR se chema, proiectul pentru învățământul rural. Mai dorește cineva să ia cuvântul referitor la acest subiect? Nu. Prin urmare, să punem la vot. Deci, proiectul tehnic și de vizul general actualizat la faza PTH pentru obiectivul de investiții reabilitare energetică moderată a clădirii sala multimedia incinta școlii gimnaziale în Mărul Mănăstirea Cașin,
aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, precum și asume, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 4 și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții. Da, în, tot aici în Consiliul Local s-a aprobat cererea de finanțare pe, a proiectului cu titlul dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Regina Maria, inclusiv structuri, înseamnă că și școala de sus, în comuna Mănăstirea Cașului de Zopacă. Un contract încheiat cu unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior a cercetării, dezvoltării și inovării. A fost un apel pe PNRR în care școala a întocmit o listă cu necesitățile pentru tot ce prevedea prin proiectul respectiv. Iată că în data de 7-8 a fost semnat contractul de primărie și ceea ce vă spuneam eu. Valoarea proiectului este 1.228.649,74, pentru care trebuie să-l introducem ca obiectiv de investiție în lista de investiții, da? În așa fel încât noi avem o mulțime de hârtii pe care le întocmim și le trimitem și le încărcăm pe linia de finanțare pe PNRR, trebuie să demonstrăm, am deschis și cont special pentru acest obiectiv de investiții prin trezorerie. Prin acest proiect vom dota atât cu echipamente digitale, cât și echipamente imobiliare și materiale didactice. Eu zic că e din nou o veste bună pentru noi, pe care deja avem, pentru care va trebui să pornim partea de achiziții, partea de achiziții care nu este tocmai ușoară, avem de parcurs niște pași prin care tot Ministerul ne-a și trimis documente cum urmează să facă achiziția. Suntem nevoiți să luăm o firmă de consultanță pentru această achiziție. Este o achiziție pe loturi, pe multe loturi, datorită componentelor astea care sunt de achiziționat. Avem purtate discuții cu o firmă, fapt pentru care avem nevoie de o rectificare bugetară prin care să punem acolo, am zis noi, suma de 21.000 de lei. Deci, apropo o dată, rectificarea cu sume primite de la APIA, pe care le luăm din capitolul venituri, le ducem pe partea de cheltuieli pe învățământ. Totodată aprobăm lista de investiții nouă cu acest obiectiv de investiții și după aceea dăm drumul la achiziție. Sperăm că la anul toate școlile noastre să fie dotate cu toate aceste lucruri care sunt atât de importante pentru copiii noștri să-și desfășoare lecțiile într-un cadru extrem de elegant și frumos. Da, vreau să vă scrieți la cât? La viitoare. Știu că un an, în urmă, așa ceva, s-au mai făcut niște achiziții prin echipamente pentru școală. Tablete, laptopuri, mai sunt, sau părinesc că sunt sigur, nu? Dimentarul dumneavoastră. Da, știu. Să nu. Da. Am înțeles că am venit mai târziu și mi-am prea a fost folosit tabletele. Tabletele. În perioada pandemiei, nu? Tabletele sunt primite un pic, tabletele sunt primite de inspectorat. Da. Da. Că s-au primit, în pandemie. Da. Ele au fost date atunci în pandemie, au fost date în lecturi, o să folosim de ele, iar la sfârșitul anului școlar le-am adunat și le-am dat școală, tablete.
le dupuri. Nu știu la ce achiziție vă referiți. S-au luat din bugetul școlii, anul trecut, mai înainte, au luat 4 laptopuri și care... Nu, era vreo 35 de laptopuri, tot la... Nu. A fost un proiect, știți? Că s-a făcut un proiect și pentru care nu a mai existat bani. Nu, da? Tot deci eram eligibil. Nu, asta nu. Da, deci... Nu știam la care trebuie să fie proiectul pentru dotarea atunci de pandemie. Așa. Cu tablete, cu laptopul. Ei, am fost aprobați ca fiind eligibil să ni se aducă toate acele echipamente. Între timp s-a terminat pandemia și nu s-au mai acordat fonduri pe acea linie de finanțare. Aia și toți ne-au anunțat cine a pus acolo să punem pe linia asta de finanțare, care e mult mai generoasă decât ce aveam în trecut, că vorbim și de mobilier. Sunt convinsă că școlile chiar vor arăta extraordinar de frumoase. Iar când erau achiziționate, e normal că se găsea un inventar școlii, că nu știam la ce... Păi nu știam de... Tablete și laptop, deja cu 2 ani s-au cumpărat 4 laptopuri care se pot fi ca credibilitate, deci nu alea 35. A fost într-adevăr, știți, proiectul atunci? Da, e cu totul asta. Da, deci iar legat de electricare, sincer, să mă așteptam să-i dați la cei care au festivalul la Cărâni Bucuran și astea niște bani, măcar pentru o apă și niște timpuri. Așa, e rând, dar asta este, da. Deci, ce sunt copiii noștri și că da, trebuie măcar cât de cât. Da, super, nu știu, da. Din Bucuran, nu au fost să ne reprezinte, adică nu pe noi, nu ne reprezentam, mai spus-o și public chestia asta, nu venea pentru primarul Adalena, nu venea pentru viceprimar sau pentru consiliul local, venea pentru părinți, bunici și cei care vreau să-i vadă, da? Dar nu știu, înseamnă că... Păi vin la Cărmin, dar nu știu, este al comunei sau este trecut din persoană fizică? Da, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții conform prezentării făcute de doamna primar. Cine este pentru? Pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre. Stați că aici era 5-ul, era altceva. E 5-ul, e... N-are subiect. Asta, da. Practic, punctul 4 era ultimul punct din ordinea de zi de astăzi. Va trebui să trecem la diverse. Dacă doamna primar, nu mai este nicio asta. De o dată, primire, rectificare, bugetul local. Este puțin. Mai 4. Și mai aveți un 5. Cu iluminat. Care 5? A, pentru... Este incomplet scris aici. Un piculeț, că este incomplet scris aici. Da, da, da. Deci, pun eu în față proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice științifice, așa, că nu era acolo proiect de hotărâre și... Am avut impresia că este legat de punctul 4, știți? Așa, deci proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Mănăstirea Cașin, din localitatea Vârbulești, Scutaru și Lupești, județul Bacău. Pe linia de finanțare a FME, noi am făcut, am depus două cereri. Una în anul 2021 și una în anul 2022. Cererea de finanțare din anul 2021, am semnat contract de finanțare pe 24 decembrie 2022. În momentul acesta avem și achiziția făcută, așteptăm să facem evaluarea ofertelor depuse.
Vom începe primul proiect de iluminat de înlocuire a 407 lămpi la nivelul comunii. Atât am încăcut în suma pe care ne-au dat-o de la AFM. Trebuia să ne încadrăm într-un milion de lei, dacă vă aduceți aminte. De asta am pornit al doilea proiect în anul 2022, tot pe suma de 1 milion de lei, prin care vom înlocui la nivelul comunei alte 300 de lămpi. Numai că am trecut de o primă etapă, am depus studiul de fezabilitate și am primit clarificări prin care mi se cerea să refacem auditul energetic al studiului de fezabilitate. A fost refăcut de către firma care ne-a lucrat studiul de fezabilitate și avem un termen ca la răspuns de clarificări până 31 august. De aia am și făcut astăzi ședința, mâine să transmitem toate documentele semnate și am să vă citesc și chiar și răspunsul la, la clarificări, că atunci vă dați seama clar ceea ce ne-au cerut cei de la Minister. 1. Neconsiderarea sistemului de telegestiune în calculul economiei de energie încalcă scopul și obiectul programului de finanțare, având în vedere că se impune implementarea sistemului de telegestiune și beneficiile aduse de către acesta, și anume dimarea fluxului luminos pentru a obține un consum de energie redus și o scădere a emisiilor de dioxid de carbon. Conform articolului 2, scopul, obiectul și indicatorul, acestea sunt răspunsurile de performanță a programului. Sunt mai mult probleme tehnice. Credeți că e cazul să le adăcidea sau vi le vorbim spus? Eu nu am nimic potrivă, nu-i mare lucru. Deci, obiectul programului vizează modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente, având un consum ridicat de energie electrică, cu corpul de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpul de iluminat cu surse LED, în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate, nefuncționale, extinderea sistemului de iluminat existent, precum și achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune aferente obiectivului de investiții. Conform articolului 4, definiții, la punctul K, sistem de telegestiune, noi încercăm să scoatem în evidență ce a fost prins în Dali. Sistemul de telegestiune a iluminatului, sistem de monitorizare, comandă și transmisie de date care permite obținerea de informații detaliate asupra rețelei de iluminat în vederea optimizării consumurilor de energie, a costurilor și funcționării acesteia și care poate grupa funcțiuni de reglare a fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție, având ca suport tehnologiile de comunicare și informaționale actuale, aplicat la sisteme de iluminat public cu scopul de a asigura exploatarea eficientă și operativă a sistemului de iluminat, creșterea nivelului de calitate a serviciului de către cetățeni, scăderea emisiilor de dioxid de carbon și asigurarea protecției mediului înconjurător. Conform articolului 10, la criterii de eligibilitate a proiectului, se solicită la punctul D, cuprinde și achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune aferent obiectivului de investiție propus. La articolul 11, cerințele tehnice minime pentru echipamentele achiziționate și montate prin proiect se solicită la punctul 2, anume sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime. Litera B, să comute, să diminueze și să crească nivelul de iluminare în funcție de lumina ambientală. Programe, programări, calendare sau semnale în timp real. Pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 și P7 și pentru zonele de conflict P0C5 nu este obligatorie funcția de dimare. Pentru clasele de drum M1, M6 și P1, P7 se poate aplica funcția lor. Luând în considerare aceste aspecte, chiar prin cerințele solicitate prin ghid, solicitanții au obligativitatea de a implementa, a instala, a achiziționa în cadrul proiectului un sistem de telegestiune sau
folosim pe cel existent dacă îndeplinește toate condițiile tehnice solicitate prin ghid. Și totodată, acest sistem de telegestiune trebuie să îndeplinească cerințele tehnice referitoare la diminuarea și creșterea nivelului de iluminare. Ori, în aplicarea acestor cerințe se deduce clar necesitatea de folosință a sistemului de telegestiune în vederea optimizării și eficientizării consumului de energie electrică generat de sistemul de iluminat public. Mai mult, conform articolului 4 definiției la punctul 1, se notează că formula include puterea totală a aparatajului de comandă al corpului de iluminat nou montat, cuprinzând aparataj de alimentare și al surselor. În acest context, reiese clar și fără echivoc din cerințele ghidului de finanțare că pentru acest sistem de telegestiune există obligativitatea de a fi folosit, nu doar de a genera un cost suplimentar la nivelul investiției, ci mai mult, un consum suplimentar de energie electrică la nivelul sistemului de iluminat public ce urmează a fi implementat, în situația în care acest sistem inteligent prin telegestiune nu este folosit. Atașăm prezent edalivul și audit energetic în care se regăsește recalcularea, ca asta ne-am cerut, economiei de energie electrică fără valorile din mării fluxului luminos. Calculul economiei de energie a fost făcut pentru consumul în funcționare de 100%. Asta e răspunsul clarificărilor pe care îl vom transmite Ministerului mâine. Și, practic, am spus, ne-am cerut să refacem auditul energetic. Am transmis firmei toate clarificările, ei au făcut din nou auditul și acum le transmitem din nou în sistem. Da, mulțumesc la cuvânt. Primul proiect începe, să știți. Da. Spuneți, domnule. Cred că e foarte bună să economisi de energie electrică, pentru că asta înseamnă economie de bani și plus că am înțeles că, să zic, intensitatea asta o să fie în funcție când, de exemplu, când e mai întuneric, intensitatea este mai mare. Când despre ziua sau știu eu, lună, nu știu ce, intensitatea este mai mică. Deci, automat se face, se fac mare economii de energie. Exact, da. Da. Foarte bine și eu zic că în timp, eu zic că se amortizează cheltuielile astea care... Noi nu avem se... la acest proiect parte de eligibilă prea mare, dacă o trimităm un pic în debit. De cofinanțare și noi? Da. Deci este avem o parte de cofinanțare pe care am aprobat înainte de a porni acest proiect. Acum îi dăm drumul la... Deci o să avem mai mult beneficii ca fost. Da. Da. Una, că știți că suntem nevoiți pe perioada iernii să închidem între orele 1 și 4. Acum ce să ne mai ascundem, că asta fac toate OAT-urile. Da. Ei, prin acest sistem de telegestiune vom putea programa pe prânsardă cu o intensitate de 10-20%, vedem în funcție și noi de cum e de serie, să ne nu, nu suntem obligați în acest proiect să avem pe fiecare stâlp. Nu, dar poți să-l programezi, să am văzut, nu, la momentul... Nu, la fel. Da. Pe rând, așa? Ar dea o parte, cum ziceam eu. Am văzut. Vedeți, e important să-l implementăm și la avem la mânăserea acasă. Mai gândește cineva? Dacă mai sunt discuții pe acest subiect, supun aprobării documentația tehnico-economică și a sectorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul Eficientizarea Sistemului de Iluminat Public din Comuna Mânăserea Cașii, din localitățile Mărturești, Cutac și Lucrești și județul Bacău. Cine este pentru? Este ceva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Da, și... V-am ajuns la punctul 6 diverse, dacă înainte doamna primar mai are ceva de prezentat. Acum a terminat cu ceva. Este vorba de domnul Zota, care vine cu o propunere către Consiliul Local. Eu am citit-o, poate ne explică el la fiecare ceea ce presupune acest proiect pe care dumneavoastră îl inițiază și e un lucru bun, că un cetățean vrea să facă ceva. Îl invităm să ne prezinte. Da. Pe început vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă
de a vorbi în această ședință, dar este vorba despre o idee a, nu știu dacă ați auzit de conceptul de hub. Conceptul de hub este vorba despre un spațiu, un spațiu dedicat, am zis eu, tinerilor mai talentat. Dar pot fi oricine, deci orice om poate să intre și un spațiu în care aceștia pot realiza proiecte de promovarea comunei, zic eu, pentru că pentru asta inițial este hub-ul. Hub-ul se numește Hub Mănăstirea Cașinai. De ce Hub Mănăstirea Cașinai? Pentru că Mănăstirea Cașinai vreau să fie și probabil o să fie un brand, un brand personal. Și n-am vrut să fie, de exemplu, da, mi-a sugerat că putea fi Hub Mănăstirea Cașin. Nu, Hub Mănăstirea Cașin, dacă ar fi fost așa, părerea mea că putea fi oarecum asociat politic și alte prostii. Și așa am decis Hub Mănăstirea Cașin. E o idee personală, bineînțeles, în această idee nu sunt numai eu singur, mai sunt și alții. În moțiunea pe care am atașat-o, sunt acele semnături și vă asigur că cei care sunt acolo știu exact de această idee, zic eu. Acum, următorul pas e, știu eu, să fac un proiect. De exemplu, următoarea chestie care vrea să o fac, dacă o să fie, știu eu, dacă o să aveți plăcerea, să mi acordați un spațiu în care o să mă întâlnesc cu cei care, probabil cei care sunt disponibili sau că parte din ei ba sunt plecați în Europa, ba în fine, și nu o să poată fi prezenți. Și mi se pare că pentru că ca prima activitate ar fi ecologizarea sau știu eu așezarea în mod normal a principalelor obiective din comună. Și se știu care cascada, masa lucotă, știu eu. Și zic eu că e o bună activitate. Pentru asta o să fac apel și la doamna director cu copiii și mari, dacă puteam organiza o activitate într-o duminică, într-o sâmbătă, oricând. Da, o să înceapă școala și... Da, mai aprofundăm mai mult această idee de proiect. Ați mai fost de curând până la sărbătoare? Acum, de curând nu. Ați văzut ce frumos este? Am văzut ce frumos. Este o mână de gospodar. Cum arată domnul acum până la sărbătoare? Curat, fără lemne, fără... Am văzut că au apărut și... Bandare, este extraordinar. E foarte bine. Da. Deci, domnul Zosa, dumneavoastră ați venit aici cu proiect și ați mai expus ideea unui alt proiect, probabil, da? Sau un singur proiect? Un singur proiect. Da, o idee. Bun. Mulțumim. Probabil... Tatăl meu va lua la cunoștință de așa ceva. Nu să ne gândim tot aici și să vedem ce spațiu avem disponibil. Dacă în jurul domnului Zota se pot strânge niște tineri care pot să susțină activitățile pe care dumnealui le-a propus prin acest proiect, este binevenit. Și noi, când am avut un proiect care viza școala, de exemplu, s-a vorbit de igienizare. Noi am participat la proiectul Curățăm România.
în care, împreună cu școala și cu Ocolul Silvic, am avut acțiuni de igienizare și în care chiar și copiii noștri au fost la zic eu că a fost și o distracție prin muncă. Deci orice inițiativă în care tineretul comunii să fie implicat în diverse acțiuni, este binevenit. Ne vom gândi împreună ce spațiu, că la capitolul spații, cei drept stăm foarte prost. Cred că la un pic ar fi cel mai potrivit, dar acum ar putea să întâlnească cu tine. N-am nimic împotrivă dacă se pot întâlni și își pot lucru. Da, doamna Dragomir, e apropiată de vârsta lor și normal că va putea participa cu chiar și dacă în biblioteca comunei sunt niște cărți pe care i-ar putea ajuta. Chiar ar fi foarte indicat? Sigur că da. Noi îi punem la dispoziție, nu ne opunem la nicio acțiune venită din deci, prin urmare, noi trebuie să vă mulțumim domnul Zotar pentru ideea de proiect și ne vom gândi și firesc că vom avea o sprijin. O inițiativă care vrea să susținut și mă gândesc că o să-și găsească niște tineri capabili ca să duce aveți mai mulți ca lucruri. Sunt 10, cred că. Dacă aveți 10, sunteți buni. Și eventual puteți face o treabă bună. Și nu mai tine! Da, și pe această cale chiar vă mulțumim că sunteți prezent la toate acțiunile Consiliului Local și a Primăriei și colaborăm. Ideea în sine este. Mai ceva de prezentat? Nu, atunci vă rog să mă suntem la diverse, vă rog să mă scrieți la cuvânt. Nu vă să mă prind domnul Gelu, dar tot... Dacă, da, e firesc, dacă domnul care a vrut și că te-ai ajutat. Deci, trebuie să distrugi. Avem și jumeaua, care ia tot satul, a venit cu mașinile și ia apă, i-am schimbat canalul cu ficiuni, i-am reparat acolo, vin și strică. Deci, avea prima problemă, să rezolvăm cu și jumeaua aia, să o facem. Doamna primar să-i cam edificată la recunzat. Deci trebuie făcut pun și o bani. Și în fișor, nu-i toți pălim bani. Dar trebuie să duce mama de unde își ceva, neamna are lume să iei apă, să facă un lucru. Și duc acasă, apă că are. Nu mai pot, ca schimba canalul. Aia pus o mică, eu pot să o bat cu bolovanul, probabil. Și o deschide. Deci, în seara, eu o cameră, doamne, o pui în gărbine, să văd exact cum se duce și fiecare. Da, dar e posibil, acum, într-adevăr, ia lumea apă de acolo și bine de reținut zona aceea. De la primărie nu există vreo cameră pe acolo, prea apropiere? Nu. Deci, dar mi-a arătat ăștia, doamne, nu mi-a rugat. Poate, doamne, așa de trebuie, mi-a opresc amurile. Da. Deci, am dat 11 milioane, nu mi-a terminat la poartă acolo, la bani. Și-a turnat în un grăz la oameni câte 100 ceva din milioane a luat. Betonul care trebuia într-o vine să lucreze la drum, îi să fie o gradă la Valentina lui Chelar. Și turnau cu ăla cum e bulbul ăla mic, au ras, ăla cum e zis, la haos și au... Cum boală zice? Bă, la cochelar care e șeful ăla. Bine, nu mai contează. Deci, în loc să toarni, sau la mama, dacă veniți, ne-a lăsat bucata așa de beton la scări, și în loc să toarni betonul, pe lângă, dacă vine o ploaie, dă Dumnezeu, dacă avea ploa, strie, timpul bun, tot balasul îl duce în gard. A venit de la un nebun, nu așa, deci este vă toate astea. A venit de la unul cu duba aia mare care lucrează la vii, a vrut să toarcă acolo, să iasă în ea. Noi că a fost gata ăla de cremine și stă pe bun. Că intra omorat cu bală. Așa este. Alte probleme, deci am înțeles. Și șpeaua, problema asta, așa, și alte probleme. Dar nu mai e.
în fața casei, că nu la remar și studiază să toarni, mi-a turnat eu, că ei au mâniat, deci nu am spus că nu era un proiect în zona mea. Da, acolo, la mama Rus, era un proiect. Nu era un proiect nimic de la mama Rus. Dar cum? A fost la partea de sprijine în vârte la lăsă, femeii nu lășe mare. Aveți șansul, aveți vechi din deseșanțul, așa pietuit cum este, asta e. Dar noi l-am făcut la primar. Păi eu ce vă spun? Este șanț. Iar pe familie de scări, au fost făcute scări. Pe că spune și Julian, jumătate din metru, trebuia să facă și acolo metru. N-au turnat. Păi nu există, dar nu turnăm pe turnul din vreme noi. Conform proiectului. Avem un proiect. Conform proiectului, să avem un proiect de oameni, nu? Că puteam să intrăm ce vreau de la pe noi pe salvă niște domnul și să facem și frumoase acolo. Da, e bună idee. Dar să știți, eu am fost adus, e bunul la primărie, sunt utilaje, mașină, într-o zi o stric, o zi de două ore, pune mâine la mănâncătoasă. Este bună ideea, da. Și foarte bine, să avem acolo apă, să iei toți pe mâna. Sigur, sigur. Să știți. Vom avea și apă. Deci când a fost, dacă aduceți aminte, când a fost la un voi acolo, mi-a spus că este o lucrare făcută de dumneavoastră, cu fiul dumneavoastră, și totul era într-o ordine. Nu știu acum despre ce dezordine poate fi. Deci se mănâncă pe de sus și este apa din casă. Și au rupt, s-au scăpie, băgat pie și bag mâncare acolo. Ei, asta, în adevăr, dacă ne-ați adus la cunoștință, vom verifica. Dar când... Așa este. Am fost la mine, am fost pe fiecare zi. Nu, după ce se va rezolva, se va rezolva. Deci în momentul în care a fost acolo, lucrurile erau foarte multe. Deci am intențiune, eu stau foarte multe. Așa este. Am înțeles. Deci am înțeles cele două probleme. Doamna primar a luat la cunoștință, se vor rezolva. Deci până la ședința următoare. Mulțumim și noi că ați venit cu inițiativele astea, că sunt bune pentru cu. Da, cineva avea să da. E foarte bine. Acum dumneavoastră, dacă vreți să mai rămâneți, nu ați rog ca să ne continuăm și noi ședința, da? La diverse. Cine se înscrie? Sparte viața acolo. Spartiți. Dragi colegi, doamna primar, doamna președinte, eu, în colaborare cu cetățenii satului Pește, am hotărât să construim o capelă. O capelă care ne este foarte necesară. Și conform și legii europene, știți că de acum acolo nu mai avem voie să ținem morți în casă. Chiar, de exemplu, o și spus părintele Miloiu în biserică, pentru că a fost ramul bisericii și au venit din comunele alăturate, au venit mulți preoți. Unul i-a pus întrebarea, Dani, dar tu ai capel aici în sat? Păi ce că n-avem? Păi măi, cum să n-avem? Știți că mai avem voie să țineți morți în casă? Nici n-ai voie să fie. Păi ce că nu am posibilitate, nu știu. Deci am avut o situație, acum vreo 4-5 ani, când un cetățean a murit și a fost, nu l-am bordat și nu l-a ridicat nimeni, și ăia, având adresa, l-a trimis la domiciliu, cu salvare. Acasă n-a găsit pe nimeni, că femeia era și ea bolnavă, cred că era internată sau știu, plecat în localitate, s-a întors la cu salvarea și o pus în criu în fața bisericii. Părintele Miloie, ce se fac? M-a băgat în biserică. Au fost să-l nimeri și niște sărbători, au venit credincioși la Doamne, Doamne, acolo la biserică să roage, stăteau cu mortul în biserică, a stat vreo 3 zile, până a fost mormântat. De asta este necesar foarte mult ca să facem o capelă. Și eu am făcut toate demersurile, am făcut și cerere către primărie, cu aprobarea părintelui Miloie, părintele Protocol.
Brăjoara. Deci am și cu semnăturile dânșilor și doamna primar a zis că să facă tot posibilul să ne ajute la construirea acestei capele. Noi am început să facem demersuri cu ajutorul preotului Miloiu, să am anunțat problema asta, lumea să participe cât pot. Eu, de exemplu, am donat 10 milioane, deci 1000 de lei noi în biserică acolo, au mai fost încă alte persoane la fel și lumea care, în funcție de putințe, funcție cum nu are posibilitate. Dar noi trebuie o sumă destul de mare. Am vrea toamna asta să turnăm barbă, cum să zic eu, fundația. Dacă avem să facem și zidul, ar fi foarte bine. Acum noi am vrea să ne unim vreo 3 cetățeni, să facem, știu eu, o asociație ceva, să deschidem un cont în bancă, să anunțăm, eventual și pe Facebook, iar dacă există și un sponsor să ne ajute pentru construirea acestei capele, ar fi foarte bine. Sper că o să avem și ajutor. Dar apelez și la doamna primar, barba să țină cont în bugetul de anul viitor, să fie prins și o sumă cât se poate, posibilă, să ne ajutați și la treaba asta. Plus că cu materialul lemnos, cu ăsta... Deci asta nu se pune problema. Materialul lemnos, așa cum am aprobat peste tot, din pădurea comunei, va fi trimis către zona aceasta capelei. Să ne face drumul? Vă rog frumos. Așteptați un pic, așteptați, nu puteți interveni ajutând. Un pic, așteptați. Vom aduce un cadastrist să vedem ce ca și suprafață, să ne, dar în primul rând trebuie să vedem un proiect pe care l-au mai făcut și alte comune alăturați. Am solicitat de la câteva biserici. Da, s-a vorbit, vom intra cumva în posesia acelui proiect pe care îl vom adapta și la necesitățile noastre. Vedem dacă suprafața, bine, va fi supus aprobării cumva a acestor oameni de bine, dacă vă mulțumește modul în care ar putea arăta acea capelă. Deci, în ceea ce privește terenul, tot noi aici, în Consiliul Local, va trebui să aprobăm darea către biserică, către parohie. Obligator. Deci asta e următoarea mișcare. Ca dumneavoastră să-și pornească partea de proiectare, partea de... Că noi vom mai putea ajuta pe lângă una, așa cum am ajutat-o anul acesta. S-au cheltuit din bugetul primăriei 50.000 pentru zona cotelor, da? Bineînțeles că la anul vom prioritiza în așa fel încât și partea aceasta de capelă să aibă o sumă cât să se descurce. În ceea ce privește ajutorul nostru, îl aveți în limita în care ne putem descurca. Mulțumim. Așteptăm și noi acea rectificare care trebuia să se fie din august și septembrie, se pare că nu. Să sperăm că va ajunge și dacă reușim cumva și anul acesta să vă ajutăm cu o sumă cât de mică, dacă tot spuneți că ați vrea să demarați partea aceasta de turnată, vă asigur de tot sprijin. Mai am o rugămică la dumneavoastră, să faceți toate demersurile ca să, eventual, proiectul nu să ne dați și autorizație de funcționare. Adică trebuie să aveți proiect, dar ca să aveți proiect trebuie să aveți teren. Dumneavoastră, dar puteți să ne ajutați proiectul deci, cu autorizația. Eu am luat o ordine. Da. Întâi trebuie să aprobăm proiectul de după aceea dumneavoastră va trebui să vă însușiți autorizația, după care deci sunt niște pași care nu sunt așa de ușor. Și un nume la capelă, să facem, să vezi, să facem diversul. Terenul fața cimitirului. În fața cimitirului. Vreau și delimitat suprafața, este de domnul. Noi am făcut delimitările împreună cu părintele Miloiu. Da?
Da, ați gândit deja? Am făcut deasupra. Am făcut delimită. Nu știu, domnul Vince, că se ducea la Islas. Așa. Și eu avem suprafața, ar fi 25 de metri lungime și 6 metri lățime. Și 2 metri pentru verandă. Deci ar veni cam 8 metri lățime. Ne cadrăm foarte bine, ne rămâne spațiu, ne respectăm lățimea și față de 5 față de drum, nu încurcăm cu nimic. Deci, eventual, o să fie făcut de două camere, una pentru pomeni, parastasuri și arbudat. Cum e copilul de altă șoasă de aici, da? Da, bucătărie. Și, eventual, toaletă pentru bărbați și femei, înțelegi? Deci, se încadrează tot spațiul ăsta. Foarte bine. Da. Cam așa să fie dimensiune. Nu văd în care om de aici să putem potrivi la proiectul meu. Păi de asta, cer și sprijin. Dar să nu vă așteptați că poate merge atât de repede. Nu am descripire și alipire și notar și asta. Nu vă așteptați. Eu zic să vă înțelușăm, să vă apucați de treabă. Prin da, mai am ceva de spus. Ați fost în fiind cu domnul. Păi eu ce să fost în terenul. Terenul nu-mi dăm asociație, pentru că se ce n-am treabat cu asociație. Da. Mai am tot. Deci, parohia va beneficia de acea capelă, nu nici de cum. Prin mare parohia va beneficia de acea capelă. Parohia e tot de care va avut asociația. Nu, parohia. Ce vreau să vă mai spun? Ținând cont că toate partidele care își pun candidații la contul ăsta, la votare, sunt majoritatea, suntem oameni înstăriți, că nu pun pe aia necăjiți și eventual aș spera să nu fiu refuzat și aș propune ca și Consiliul Local să cedăm indemnizația dintr-o lună, să dăm contul construcții capelele. Dacă o să fiți de acord, noi anunțăm și pe Facebook și peste tot numele toți cât a participat, cât a pus și exact numele și vrem chiar pentru toată lumea. Am vorbit și cu părinte. Nu, dar anunțăm. Noi facem afiș cu toți cetățenii cât a participat. Dar eventual, o să fiți de acord, o să fiți de acord să cedați o indemnizație dintr-o lună pentru construirea aceea. Ar fi foarte binevenit. Chiar zicea cineva că majoritatea suntem oameni înstăriți, care suntem consilieri, nu suntem chiar din noi amărâți. Dacă eventual vă gândiți și sunteți de acord, putem... Acum să ajungem în fața aia. Și stabilim într-o lună aici și iei banii într-o lună și într-o lună și poate să facem. Deci, să ajungem în fața aia... Stai așa, un piculeț. Nu se poate. De data trecută. Dar de ce? Deci nu putem, nu poate să poate duce domnul să ia banii în colegie. Fiecare își ia banii și duce și îl dați unde vreți. Și puteți să dați două indemnizații, trei, pe toate, nu cobrește nimeni. Dar nu poate o persoană să se ia indemnizația problema cu capul ăla de rețea de acolo și cu stâlpi pe care l-a jos. Am tare vorbă de niște prietenii mei de la IREE, care mă mai cunosc când tram și asta, și mi-a zis așa, domnule, zice, sunt făcut de genere, s-a fost ceva în fața locului acolo, a văzut stâlpi, toată treaba, dar mă trebuie să sunteți la primărie, ce-am spune domnul, nu știu care vreau să faci, nu primăria. Nu, domnule, primăria, ce-a primat ta persoană, fi să-mi spune, doar nu-ți parte cu acea de treaba asta. Primăria trebuie că să mai dat un impuls la ei, că dacă tai la amul ăsta și la amul dat, așa s-a făcut ea. Păi eu bine să-i scris la primăria. Primăria e șeful de a scris, părerea dumneavoastră. Deci avem un caz care s-a petrecut de curând la familia Cenac, unde la fel a cedat stâlpul și a fost foarte simplu. Le-a spus sunul la un noi și atunci au venit toți și au schimbat stâlpul. Deci numai prin 1-2 au vrut să vină. Așa i-am sunat, ne-am mâncat de... până nu a făcut-o. Da, așa s-a prins.
țară, pentru că poate să moară, după ce moare unul, atunci trebuie să ia măsuri. Da, asta vrea. Și mai răspunde primar. Și din primar. Domnul Asergan, mai vezi? Bun. Se mai este ceva la vânt? Poftim, domnul. Imediat. Aș dori dacă se poate să vin cu strada Predac, cu o lasă la doamna Tarea, acolo. Stradă Predac. E singur, bătrân și chiar necesar. Dar nu l-ați dat casa, am avut firma de Iluminea. Nu l-ați dat acum? L-am dat la domnul Vici, dacă l-am dat. Uite, ăsta vrea să fie rezolvat. Am zis că a zis că da, comandă. Deci astăzi am avut firma de Iluminea de comună, da? Ne uităm pe listă. Care nu reușesc să țină în mână o coasă din asta profesională, că știți cum arată, păi știți, toți. Iar la care le-am dat-o, mi-au mai făcut și minuni pe unde, mi-au și stricat. Deci nu avem personal, nu avem personal. Da, exclus, dacă ne mai apucăm de plăci și cheltuiți bani pentru un județean. Stăm oare la NASA și nu, dar o să verificăm a cui sunt, a cui trebuie.
Așa. Acum hai să mai zicem și pe alea. Azi vă dau un exemplu. Domnul Marcu, care a ieșit cu coasa și nu i-a căzut nasul și a păsit într-un loc din zona. Nu înțeleagă, nu? Da? Foarte nu e așa, domnul Marcu? V-a căzut galoanele? Nu. Galoanele l-au păsit pe partea mea tot, până în gura asta. Dar nasul este pe partea opusă. Maxim. E fiertare, domnul Marcu. Domnul n-a făcut nicăieri la el. Dar dacă ajungem acolo și dumneavoastră spuneți că asta este soluția, nu este pare, asta soluția, eu v-am explicat mai înainte. Nu v-am explicat mai înainte. Eu cred că consilier ar trebui să igienizeze imaginea. Nu avem oameni. Dacă credeți că asta e soluția, mă duc și igienizeze, am văzut că. Uitate, asta e, eu v-am întrebat, cum dracu ai la acasă și au reușit și am oameni angajați. Care noi nu-i avem. Îmi spuneți mie cum să angajez când schema de personal este blocată? E ușor așa de pe margine. Au oameni angajați. Deci mergem și aici la ghetul ca să mă stai la bursă, am ceva cu dușmă. Eu cred că sunt soluții. E rezolvată. Să te luăm în cer. Vreau să ies niciun fel de discuție. Responsabilul cu Mugurașii a venit la mine și mi-a spus că vor să desfășoare acel festival Regina Maria pe 17 septembrie și ar dori căminul cultural. Eu am făcut o cerere, bineînțeles, cu titlu gratuit, așa au pus ei acolo. Am făcut o cerere către primărie, am înregistrat, urmă doamna primar, probabil n-am considerat că trebuie să o aducă aici, că domnul Imbat. Dar nu e o cerere locală, este de primărie. Pentru că, păi da, dar având în vedere că este cu titlul gratuit... E tot de primărie. Tot de primărie, da. Păi nu mai intră niște bani, de exemplu, toată lumea care... Deci orice închiriere a familiei cultural nu trece prin consiliul local. Așa, că e bani pe fără bani. Este regulamentul pe care l-am avut, da? Exact. Avem regulament al căminului. Bun. Deci eu am crezut că poate fi susținut învărea, în vedere că este cu titlu gratuit? Nu. Bun. Cu titlul gratuit a fost și sala de la școala veche, da? În care își desfășoară Mugurașii activitatea, în care le-am dat cu lac parchetul, și ei în continuare spun că n-au nevoie de primărie. Alea sunt bunuri și care le... Care le... Deci, da? Este contract încheiat în 3 ani tăia, da? 2022. Circul ăla care l-a făcut toată vara. E un contract pe care și l-au asumat. Au cu ei Mugurașii, în condiții în care Mugurașii nu există ca și entitate juridică, da? În mod normal, altă... Și nici, deci nu, e al școlii, dar noi tot ca să fie bine. E cum, nu sunt președinte, dar chiar președinte, doamne, pe aia. Vă stați un pic. Vorbim despre Mugurași. Asociații. Iar aici, dacă mă întrebați cine este reprezentată de a preotese Maria Diana, profesor, coordonator și plenarul cristian, instructor, coregraf, deci ei, la momentul ăsta, dacă mă întrebați, nu există ansamblul Mugurași și Mănăstirea și noi din primărie, tot ca... Poți să avem la sumele de bani de primărie la... Tot ca să fie bine și să noi vorbim, da? Este... Am căutat să nu am niciun conflict cu ei, am spus, vreți sala, luați sala, vrei asta, ia sala, da? Vrei aia, ia. Ca la urmă să vii să spui că... Cineva e zmeul cel rău. N-am avut nicio problemă până în vara aceasta cu oamenii aceștia doi. Și am lăsat să facă treaba așa cum și-au dorit, așa cum au voit. Dintr-o dată nu le-am mai plăcut nici sala și a fost praf și tot. În condițiile în care au un contract încheiat între noi și ei, da? Despre asta vorbim. Bun, și nu ai nevoie de primărie. În situații ar trebui să ne comportăm ca și prafa, să vedem continuare tot ce solicită, dar să vadă că chiar nu avem nicio vină. Dar nici nu se pune problema până la urmă. Că nici de curatul nu se rezolvă. E vorba de copii, comunii, așa.
așa pentru mândrie unor persoane și pentru anumite probleme care s-au instalat, cred că nu este ok din partea noastră să nu să împiedicăm o asemenea activitate culturală de amploare. Și n-au solicitat decât căminul gratuit, au spus că restul se nu cred că e o problemă asta și da, nu o activitate culturală. Au fost și în continuare vor fi sprijiniți, chiar dacă nu vor să recunoască coordonatorii ansamblului. Da. Este bine. Am fost probabil un conflict atunci, cred că trebuie să trecem peste el. A trebuit totuși să ajungă totuși la masă de la acest. Dar nu zbor. Nu zbor. Da, bine. O, probabil zbor. Dar și o întrebare. În momentul în care se apropia ziua comunii, așa cum au făcut ei, s-au adresat în sfârșit școlii, care până atunci școala nu exista în chestia lor. Niciodată s-au gândit că ar fi mai bine să se ascundă după școală. Să se ascundă, n-am nicio problemă. Până atunci am colaborat foarte bine și eu încă o dată spun, nu am știut de problemele pe care le au sau mie le pun în spinare în următoarea, în vara aceasta. Am făcut o adresă școlii să vină, să joace Mugurașii Mănăstireni, nu coordonatorul, la ziua comunii a fost adresă pe dată școlii, la care școala nu ne-a dat niciun răspuns. Dacă acum încercați să mediați între noi și ei o acțiune, de acord, de ce nu s-a încercat o mediere și atunci la ziua comunii? Și urmă ceva, un consilier care în barul nu este aici, s-a întâlnit cu copiii au fost în primul fază, i-am spus că îi plătesc pe copii numai să vină la ziua comunei, pentru că mi se părea firesc ca ei să fie acolo. Și ce au cerut, le-am spus că vor avea. Și nici în condițiile astea nu au venit, că nu au fost lăsați de coordonator. Acum, coordonatorul care s-a ridicat ca o furtună de aici, din sală, în care a spus că nu are nevoie de primărie, nu s-a gândit că totuși aceste acțiuni ale, cu copiii și comunii nu pot fi făcute fără primării. Că nu le faci nici la tine în curte și nici la mine în curte. E a căminul cultural al comunei noastre. Ca să îți arogi așa niște aere de mare vedetă, mi se pare mai normal să discutăm ca niște oameni civilizați, așa cum am discutat o săptămână înainte de ziua comunii și în care lumea lui. Așa, în condițiile în care acea adresă a venit după ce deja se instalase un conflict. După ce ei au fost chemați aici și au spus că nu vin, ce răspuns să mai primească de la școală? Ce răspuns? Pentru că răspunsul lor a fost dat în ședința pe care am avut-o. Adică, și problema este următoarea. Într-adevăr, doamna Priotes este coordonatorul acestui ansamblu. Asta e, este ansamblul școlii. Pentru că așa trebuie să... Cine a autorizat-o? Nu dumneavoastră? Da, bineînțeles. Da, pentru că există... Am făcut după aceea o ședință de consiliu de administrație, după aceea am numit, era firesc. Pentru că lucrurile erau puțin în derivă. Puteți să o știți? Da? Lucrurile erau puțin în derivă, în sensul că au venit direct, n-au spus la mine, baia școlii, baia primăriei, baia... Deci, aici a fost neînțelegerea totală. Și abia când conflictul a căpătat amploare, au venit la mine. Eu ce pot să mai fac? Pot să trec peste? Da. Nimeni era prea... Am conflictul să trec peste el. Așa că, rugămintea mea este să încercăm să menținem acest ansamblu. Acum, pentru că această activitate, festivalul, este o activitate destul de frumoasă și o activitate cu care noi ne mândrim. Să le acordăm locația pentru a-și
desfășura activitatea, pentru că, na, nu știu, o activitate culturală, nu? Sau, la urma urmei, vor fi dispuse și plătească dacă cuvintul gratuit nu se poate aborda. Da, păi asta se poate. Nici n-ar trebui să se pună problemă. Asta e, a fost un conflict, probabil se va trece peste și noi vom avem în continuare o echipă frumoasă de dată și trebuie să ne mândim. Dacă îmi dați voie. Sunt convins că copiii ăia își doreau să vină la sărbătoarea asta a comunii, la... Da, așa este. Și au dorit, au suferit, dar n-am putut trece peste cei doi care coordonatorul și instructorul n-a putut pentru că depinde de ei foarte mult. Deci, dar este normal, pentru că erau coordonatorii, cum să vină copilul? Da, să nu cred. Cum ai trimite, cum ați trimite dumneavoastră echipa la nu știu ce muncă, fără și nu le dați voie de ei. Da, dar să nu credeți copiii ăia că nu sunt deștepți și își dau seama că din cauza lor ei n-au putut participa la ziua comună. Să nu credeți că copiii sunt deștepți. Și sper să nu mai fie aceeași. Noi am scăpat. Să treptăm lucrurile. Părerea mea este că nu se putea nici copiii fără coordonator, nici coordonator. N-avea. Așa de ce să trebuie? S-a creat, nu știu, cine? S-a creat o... Da, știți cine? O să... Haideți să știți cine. Acum, ce să zic? Dar să mai stai și mai discutăm? Dacă știți dumneavoastră, să spun exact cine. Da, știți. Eu nu știu cine. Exact. Da, e important de oameni de noi. Să trecem peste conflictul acesta și să ne mulțumim. Se poate, trecem și... Dacă mai este cineva care se scrie la cuvânt. Atunci, poftim? Domnul Botaru. Da. Dacă mai aveți ceva de spus, haideți foarte în 5 minute de timp. Am deschis discuția cu Filipa Rabos. La 5:30 dimineața, când pleacă soția la cuvânt. Deci eu nu am dus Filipa. Toți vecinii de acolo. Aici e problema noastră, că cetățenii își lasă câinii pe stradă. Da. Deci avea un câine să vină la câini. Păi e o altă chestie. O să fie ala, stai fie ala, e un mic. Nu. Deci mai stai așa. Când e microcipat, te-am mică. Un microezi. Care e bun. Haideți, mai are domnul Băcaru, nu e o problemă. O spuneți și gata, da? Am sâlcut la poate, dar la mai jos. Azi, noi, când se vedea, sunt pe cine casă. Deci, iar un stâlc. Domnul Văcaru, haideți, iar domnul Văcaru să ne gândească. Dar ce să facă? Am înțeles. Nu ține de dumneavoastră ei să proprească stâlpul acela, se vor rezolva și treburile acestea, că doamna primarul să, probabil, o să suie la unul doi dacă așa se rezolvă. Ce să vină să le facă la drumul sau unul? E așa. Poftim? E cum duci la flotul pe drumul. Asociația proprietarilor pădurile a fost la cu 2 ani. Păi am doi, vă rog, haideți, vă rog, domnul Văcaru a ridicat problema drumului de la Stânge, da? Cine are cunoștință de așa ceva, să-i dea răspuns. Nu, deci nu avem un editor, un lucrări acolo. Nu, nu există. Mai arătează problema? Nu. Mulțumim. Mai există cineva care se scrie la cuvânt? Nu. Mai aveți ceva de spus? Atunci încheiem ședința. Mulțumesc pentru partea și valea.